el este cea mai frumoasă zi. Sunt ca un pui de păsări din cușcă ieșit, în cartea vieții mele pot să scriu în sfârșit. Știu că eu tot amestec metafore, dar înțelegeți ideea din tot ce vreau eu ca să vă spun. Amestecăm metafore, dar înțeleg. Eu recunosc că nu a fost așa optimistă. Știu că nu-i caracteristic să nu fiu prea tristă. Toată lumea știe că nu sunt antagonistă, dar nu cred că voi deveni o extremistă. Cu timp, frații mei nu vor construi enormități, iar tu să spui de cărșor istoria până să vină mama. Dar au făcut un carusel prea mare. Nu, 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 nu! Nici nu vreau să mă gândesc. Bună, Candace! Oh, bună, Stacy! Mergi la meci mai târziu? Da, probabil. Are și Jeremy o tarabă. Tare! E o zi perfectă pentru asta. Dar da, chiar este cea mai frumoasă zi. Îmi voi păstra o stare minunată. Mă gândesc la lucruri bune, să fiu luminată. Chiar dacă mă enervează tot ce fac de frază vădată, eu nu mă las în haos măcinată. Cât timp ei nu vor faci un carusel uriaș sau doi roboți cu chipul lor, or să mă pierdă în jocuri video. Ai fi dacă ai fi văzut mânatul vitelor, mașina timpului, americanul avion. Au făcut un car cu motorul nașesă până la lună, dar s-a din copac înaltă roboții, șoate prostii, un submarin minuscul, o cascadă, câinele robot, un car troian, un robot perispor, să fie robinele. Dar eu astăzi nu îmi fac griji pentru nimicul și astăzi chiar nu mai contează ce vor face băieții lui. Cea mai frumoasă zi. Stai o clipă!